Vești bune pentru viitoarele mămici giurgiuvene. Acestea vor avea ocazia în curând să dea naștere într-o maternitate de norme europene. Renovările care au început în urmă cu 2 ani sunt aproape de final. Acum se fac ultimele retușuri pentru deschiderea oficială al celui mai modern loc din Spitalul Județean. Maternitatea a fost recondiționată în totalitate, de la tencuială, instalații sanitare și electrice, până la aparatură medicală de ultimă generație. Saloanele vor avea fiecare câte 2, 3 sau 4 paturi, spre deosebire de trecut când aveau 6 paturi. Doctorul Bazil Stoica, șeful secției de obstetrică ginecologie, spune în ce stadiu sunt lucrările, care sunt principalele puncte de interes și cum s-a ajuns la un deznodământ fericit. Maternitatea este de la cap la coadă modernizată, făcută după standarde europene. Dotarea a început cu un an, doi în urmă și continuă, deci și dotarea și utilarea la acest nivel, și de comunicare, și de supraveghere, și de siguranță, se va intra cu cartelă, nu va mai fi așa o traversare cum a fost până acum. Deci, din toate punctele de vedere, va fi de nivel european. Sala de operații este modernizată și făcută conform standardelor. Noi mai avem comanda de aparatură și lista este deschisă. Promisiunea Ministerului este că vor sosi și acestea, așa cum avem mai mare încredere când vedem că se finalizează o lucrare. În luna martie, Ministerul Sănătății va trimite o inspecție de lucru la spitalul din Giurgiu, în urma căreia, cel mai posibil, maternitatea se va deschide în scurt timp. Proiectul de renovare ar fi trebuit demarat cu mai mulți ani în urmă, 15 ani mai exact, în care nu s-au luat măsuri decât până acum 2 ani, când nu s-au mai putut sta efectiv în vechea incintă. Atunci mucegaiul, mizeria și mirosul făceau imposibilă efectuarea oricăror sarcini medicale în condiții sanitare optime. Medicii, asistentele, dar mai ales pacienții s-au plâns în dese rânduri despre starea jalnică de atunci. De cele mai multe ori, ministerul trimitea echipe de inspecție fără să se ajungă la un consens.